Examenul de bacalaureat începe luni cu susținerea competențelor lingvistice și digitale, probe la care elevii vor primi calificative. Peste 5.800 de elevi s-au înscris în acest an la examenul de bacalaureat și peste 1.000 de cadre didactice vor avea grijă ca lucrurile să se desfășoare în bune condiții. La această sesiune avem înscris un număr de 5.810 candidați. Numărul de săli care l-am centralizat este în jur de 283, iar cadrele didactice care vor participa o să fie peste 1000. În prima fază, deci până în 26, vor fi competențele lingvistice și digitale, care se vor desfășura pe baza calificativelor, nu e cu admis respins, ci e cu calificativ, iar din 27 încep probele scrise. Conducerea Inspectoratului Școlar, din dorința de a nu se confrunta cu incidente la acest examen, s-a inspirat de la alegerile prezidențiale și s-a luat decizia ca în sălile unde va avea loc examenul de bacalaureat să fie montate camere web. Vom adopta măsura de a instala camere web, webcam, asta înseamnă un calculator și o cameră. Este o soluție care a fost adoptată și la alegerile care s-au desfășurat, la ultimele alegeri, și din ce am discutat, se pare că e o soluție tehnică bună. Mai mult decât atât, Iustin Paralescu îi avertizează pe elevi că va avea toleranță zero la acest examen de bacalaureat. Toleranță zero la bac? Toleranță zero și v-am spus, trebuie să intrăm în normalitate. Cred că așa e cel mai bine. Directorii unităților de învățământ unde se va desfășura bacalaureatul sunt pregătiți pentru acest examen. Noi suntem pregătiți, sperăm ca elevii să fie pregătiți. Nu, deocamdată nu sunt montate, dar se vor monta camere web în fiecare sală în care va avea loc examenul scris. Probele scrise ale examenului de bacalaureat încep din 27 iunie.